domn profesor Cezar Ionescu. Cezar Ionescu cum, prezent la datorie. Cum merge antrenamentul, cum merge pregătirea? Ne pregătim intens, ne pregătim zilnic. Avem antrenamente luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, joc, duminica au copiii liber, în care fiecare își face recuperarea medicală, refacerea medicală, așa cum știe acasă, o cadă fierbinte, un relax la piscină, sau ceea ce și vacanța lor când are loc, când noi se ține? Noi în activitatea fotbalistică avem foarte, foarte puțină vacanță. De exemplu, terminăm campionatul undeva în jur de 15 mai, noi undeva la 15 iunie, 1 iulie, cel puțin începe pregătirea, pentru că la nivel de elită unde jucăm noi, campionatul începe foarte, foarte devreme și cel puțin o lună, jumătate, două copii de o să aibă nevoie de o pregătire intensă. Aveți deja câteva etape? Avem deja două etape, urmează celelalte 13 etape, după care play-off, play-out, unde calificăm și, bineînțeles, etapele de Cupa României. Obiective? Obiective, clasarea în primele 6 să prindem play-off-ul, dar trebuie să fim și corecți. Suntem o academie puternică, ca și număr de copii, dar ca și valoare ne chinuim să prindem cele 6 locuri fundașe pentru a juca în play-off cu echipele bune din țară. Asta nu înseamnă că nu vă jucați șansele și ba, nu ieșiți cu fruntea sus din fiecare meci? Bineînțeles că ne jucăm șansele, ieșim cu fruntea sus, mai sunt și meciuri în care nu ies toate așa cum ne dorim noi. Nu putem să ne comparăm niciodată cu academiile puternice din țară, cum ar fi Academia Farul, Academia Gheorghe Hagi, Academia Ucluj, Academia FCSB, dar încercăm să ținem pasul cu ele, să fim pe locuri fruntașe. Multă bază! Să fie! Domn profesor Damir Ionuț, da. Cum merge? Cum să meargă? Ne pregătim zi de zi, căldură, facem în orice condiții, încercăm să fim cei mai buni. Și reușiți? Sau măcar de încercat văd că încercați, adică i-am văzut trăgând de niște TRS-uri din alea, TRX-uri din alea, de niște elastice, i-ați chinuit un pic, fizic. Da, da, încercăm și noi să ne apropiem de marile academii din țară. Din păcate, e cam greu să ne duelăm cu ei. La noi, cum un copil scoate capul sus, hop, face trebuie pasul. Să plece. Da. Dar e un lucru bun ăsta. Mă gândesc că voi nu trăiți pentru titlul de campion sau pentru nu știu ce medalie. Și scopul vostru e să-i ajutați, nu? Da, atâta timp când noi nu avem continuitate pentru o echipă de seniori, ăsta e scopul nostru, ca orice copii ăștia la 16, 17, 18 să facă pasul spre fotbalul adevărat. Absolut. De Liga 2, Liga 1, acum, că din anul ăsta avem și Liga 2, Liga 1 la Buzău, nu, parcă nu pleacă nimeni de la voi. N-au ei ochi sau nu produceți voi atât de material de lux să transfere la medalul? Cel mai bun exemplu care îmi vine acum în minte e cazul Cristi Dumitru, care a făcut pasul la FCSB. După plecând mai mult, direct de la voi. De la grupa de 2001, la fel și Vali Dumitrache, care a plecat la Clinceni, a jucat la Liga 1, după aia a ajuns la Hagi, și la Buzău, acum a semnat cu Dinamo, va juca pentru a fumați. Da. Sunt niște exemple și pentru copiii din grupele voastre, nu? Copiii ăștia doi. Da, de multe ori le dăm să le dăm și lor, acești copii care au ajuns la un nivel cât ridicat. Bun, până la urmă să joci în prima divizie, mă gândesc că e visul primar al fiecărui copil la un moment dat. Bun, că toți probabil ați vrut Bayern München, Real Madrid sau nu știu ce, Liverpool. Da, știi, cât ești copil, da, ai voie să visezi, absolut. Și nu trebuie să-ți fie frică să visezi, nu? Că nu să știi. Absolut. Ce sfaturi le dați dumneavoastră? Ce impuls? Cum îi împingeți de la spate? Cum îi motivați? Păi, primul rând să fie cât mai serioși, să muncească și să facă cât mai cu brio față tentațiilor din vremurile noastre, vezi ce vremuri trăim. Da, sacrificiile lor sunt mari, suntem la mijlocul vacanței, să zic așa, la mijlocul lui august, ei sunt aici și curgeaba pe ei. Da. 30-32 de grade deja la ora asta, 9:30 dimineața. E greu, eu știu, dintre prietenii lor, probabil stau pe un șezlong la plajă și aleargă la mă gândesc că nu toată
lumea din oraș, din Buzău? Sunt copii care vin și de la 10, 20, 30 de kilometri? Da, fac moment, se trezesc undeva la ora 6, să vină la antrenament. Deci sunt unele sacrificii. Eu știu, mai devreme sau mai târziu, aceste sacrificii vor fi răsplătite. Domn profesor, multă bastă! Salut! Ultimul venit în trupa antrenorilor de la LPS, domn profesor Alex Ichim. Da, bună ziua! Ieri, ani în urmă, elev la liceu, acum profesor? Da, nu am fost elev la liceul sportiv, am fost jucător pentru liceul sportiv. Ai jucat doar pentru... Da, am jucat, să zic, de pe la 8 ani până pe la 16-17 ani, după care am fost plecat 2 ani să joc în altă parte, în Harghita. Și acum, cu ce gânduri, cu ce planuri, cu ce vise? Visul meu principal era să devin jucător fotbalist, dar dacă nu am fost atent și nu am avut grijă de viața mea extrasportivă să mă întrețin, m-am accidentat și nu mai am voie să fac sport de performanță. Acum, al doilea meu obiectiv era, după ce termin cu cariera de fotbalist, să devin antrenor, doar că a trebuit să grăbesc puțin pașii. Asta, întâmplările prin nou viața, ce ți-a oferit viața, ar trebui să fie un exemplu pentru copiii de la grupele tale. Exact. Să știe că viața nu se rezumă doar la ce e pe teren și dacă vrei să faci o carieră de fotbalist de succes, trebuie să ai grijă și ce se întâmplă în afara antrenamentului. Să știi să-ți dozezi energia spre ceva pozitiv, nu să mergi la petreceri, să stai seara până târziu cu colegii pe nu știu unde. Deci sacrificiile trebuie să fie continue. Exact, exact. Și pe o perioadă, să zicem, acolo, până ajungi în top. După aia, iarăși, exact. muncă și exact. Iarăși sacrificii. Vicii cât mai puține, nu zice nimeni să nu ai un viciu, să zic. Da, e ok, ai 16 ani, înțelegem că trebuie să mergi să te și distrezi, dar să fie totul cu o limită. Nu să mergi în fiecare seară, mergi azi, mergi mâine, mergi poi mâine. Să ai măcar o dată, hai, o dată la 3 săptămâni. Și sportivii mari de performanță, după ce au rezultate pozitive, știu și ei să se elibereze puțin. Bun. Ce facem cu grupa asta de 18 ani? Participați deja la, cum se numește, la voi? Liga de tineret. Da. Așa. Ce vrem de la ei? Ce facem cu ei? Da, obiectivul nostru principal momentan este să ne vedem, să ne punem în aplicare tot ceea ce încercăm să lucrăm la antrenamente, cu cât o să ne apropiem mai mult de începerea școlii, ținând cont că sunt foarte mulți navetiști și stau la distanțe foarte mari, le este greu să vină acum să se strângă toți la antrenamente. Odată cu ce vor începe să vină și ceilalți navetiști, cei care învață la distanță, când vor veni la liceu și vor avea posibilitatea să vină la fiecare antrenament, vom crește și gradul de complexitate al antrenamentelor, încercând să obținem rezultate pozitive și vor rămâne la internat. Exact. Toți copiii pe care îi aveți la grupă, exact, și cu care, exact, participați la competiții, o să-i aveți sub supraveghere, exact, continuă. Exact. Exact. Și așa o să mărim și prezența la antrenamente. Momentan este dificil și pentru ei, ținând cont că sunt și foarte mulți din medii rurale și trebuie să-și îngrijească și gospodăria. Mai este și câte o tragere de la un părinte să-i mai tragă pe dreapta. Și este rău. Trage și antrenorul, trage și părintele. Deja dacă tragem amândoi, deja îi amețim. Îi zăpăciți, exact, și dați lui de ales și la un moment dat s-ar, exact, putea să aleagă, exact, brusc doar într-o singură direcție. Exact. Și unul din, exact, una dintre părți. Când începe școala, ținând cont că este la școală și vor sta la internat, evident prezența va deveni obligatorie și la antrenamente. Ce să mai... Multă baftă! Mulțumim frumos! Antrenorul cu portare. Da. Sorin Măruia. Un nou început. Ia spune. Este în regulă. Este o muncă destul de grea. Trebuie să ne adaptăm condițiilor, care sunt foarte bune la LPS. Chiar din ce am văzut prin tot județul, este ceva wow. Condiții de academie, copiii au un mediu foarte plăcut, foarte bun, antrenori de la care pot învăța. Totul depinde de ei, de seriozitate și de ce își doresc să ajungă în viață. Aveți în pregătire portarii de la toate grupele sau absolut doar de la cei care joacă? De la cei mai mici, de la 2017 până la cei mai mari. Trec pe mâna antrenorului doar în momentele în care fac jocurile astea școală. Dar da, când fac antrenamentul specific, intră pe mâna antrenamentul individual, în care se învață deprinderile, în care se învață tehnica deprinderea mingii. Se învață în antrenamentul specific. După care, după aceea, trece la jocul pe echipa unde antrenorul îl folosește unde are nevoie.
așteptați și carnetul de antrenor? Urmează. Și atunci vă gândiți și la o grupă? Specializarea rămâne pe portari. Acolo este... Multă boftă. Mulțumesc, zi bună. Domnul profesor Cătălin Vlaicu. Alu-mari. Cum e? Cum să fie? La noi totul a făcut automat. Noi nu am avut vacanță prea lungă, pentru că deja au început campionatele la nivel de elite și suntem deja la etapa a treia, ne apropiem de etapa a treia. Deci la noi se lucrează foarte intens în această perioadă, chiar dacă sunt căldurile destul de mari. Asta e meseria, asta e job-ul pe care l-am ales și tragem tare. Și copiii cum reacționează? Că e un pic de efort, nu? La 30-32 de grade dimineața la ora 9. Așa e, să știi că este un efort pentru ei, dar în același timp n-avem ce face, astea sunt condițiile, asta e situația dată, n-avem ce face, trebuie să ne obișnuim să obținească și organismul cu aceste perioade mai călduroase, dar și noi încercăm să evităm totuși acele ore periculoase de la prânz, de la 1 până la 4, și băgăm mai mult de dimineață și seara, dar se descurcă bine până acum, avem răspunsuri bune din partea lor. Sunt în număr mare la antrenament, după cum ai văzut și tu puțin mai devreme, am văzut că erau câteva cadre pe aici. Sunt în număr mare, sunt prezenți, sunt implicați și asta ne interesează foarte mult, să încercăm să-i aducem la un nivel cât mai mare posibil pentru ei. Țelurile voastre, obiectivele voastre, e un nou an competițional, deși ai spus au trecut deja două etape. Da, corect. Ce visați? Ce vreți de la viață? Noi vrem, ca de fiecare dată, ca în fiecare an, să vedem cât mai mulți copii dintre cei pe care vezi tu aici pe teren. A doua sau chiar și Liga Andrei, cum este acum cazul lui Cristi Dumitru, care și capitanul lui la Luria. Ne dorim ca tot mai mulți jucători de aici, din grădinierea noastră, de la LPS, să ajungă la un nivel înalt. Ăsta este scopul nostru suprem pentru ei. Nu punem accent pe rezultate, deși ne interesează și rezultate, evident că ne interesează, dar mai mult ne interesează dezvoltarea lor personală și capacitatea lor de a ajunge la un nivel mai înalt. E o presiune asta că în fiecare an un copil să plece undeva sau dacă într-un an pleacă 3 și 3 ani consecutivi nu pleacă niciunul, simțiți așa un deranj interior, o chestie? Da, pe undeva simțim oarecare frustrare și ai zis foarte bine, am avut cazuri în ani în care au plecat mai mulți copii odată. Copiii care sunt în fiecare generație, evident frustrările noastre sunt mari pentru că ne dorim ca de la fiecare lucru, că dacă vorbești cu oricare dintre colegii mei, toți ne dorim ca de la fiecare grupă de-a noastră să ajungă fotbaliști mai mult. Se întâmplă să iasă mai mult de la o grupă, se întâmplă să nu iasă deloc și asta e situația cu care ne confruntăm. Dar scopul nostru final și cel mai important al tuturor celor implicați de aici, de la LPS, este să avem copii de aici, pe tinerea noastră, care ajung la nivel mare. Aria de selecție, bazinul Buzăului, oferă material de lucru pentru voi? Greu de spus. Ar fi ceva talent. Găsim în alte părți unde nu se limitează doar la ce găsesc la nivel de județ. Își permit să aducă din alte județe, exact. Să-i țină exact. Asta este în academiile lor, să-i crească, exact. Școală, cazare. Exact, aici se face diferența la celelalte academii cu care noi ne confruntăm. Așa se face, așa se procedează. Noi lucrăm doar cu ce avem aici pe nivel de județ și încercăm să ne facem meseria cât putem de bine. Dar realitatea este că diferența este destul de mare între noi și celelalte, exact pe principiul pe care ți-am spus acum. Celelalte academii le pot oferi copiilor mai multe chestii decât le putem oferi noi aici la Universitatea de Buzău. Părinții, mă gândesc că sunt și ei un sprijin important pentru voi, au înțeles ideea voastră și cred că la vârsta la care ai tu copii de 16-17, nu? Da. Deja nu mai visează capuștilor să fie noul Messi, noul Ronaldo, adică și-au format deja niște repere. Da, ai zis foarte bine. Într-adevăr, părinții copiilor, când sunt mai micuți, atunci, într-adevăr, au vise foarte mari, cu cât mai mult. Părinții vin, sincer, din ce în ce mai rar, dar implicarea lor este la fel de importantă, pentru că fără ajutorul, suportul părinților, este greu să facem ceva. Este o muncă comună, noi pe parte ca antrenori, părinții pe cealaltă parte, pentru că generațiile acestea sunt foarte greu de motivate. Trebuie să ai tact, trebuie să fii alături de părinte, să vorbești cu părinții, să verifici situația copilor, pentru că sunt foarte multe lucruri care le distrag atenția. Și e greu să-i mai aduci la vârste mai mare, e greu să mai aduci la antrenament. Asta e realitatea cu care ne confruntăm. Mulți dintre ei preferă să facă alte treburi sau stau până noaptea târziu pe diverse jocuri și alte treburi de genul ăsta și este greu să-i mai motivezi. Așa, ai nevoie de suportul părinților să se asigure că ei pleacă de acasă. Noi pe partea asta ne asigurăm că îi avem aici la antrenament, pentru că, ți-am zis, este o
o generație foarte greu de motivat, asta observ din ce în ce mai tare. Trebuie să te ții foarte, foarte mult de ei ca să obții un lucru. Și ei să vrea și să facă sacrificii, să pierdă vacanța asta frumoasă, da. Și să vină aici, să alerge, să transpire, să se sufoce. Exact, exact. Aici este o luptă pe care și o chestie pe care o scot mereu în evidență. Ei, spre deosebire de azi copii care acum, în perioada asta anului, probabil că sunt pe la mare sau cine știe, sunt cu prietenii la o terasă sau cine știe pe unde sunt, ei sunt pe aici sărace și își dau sufletul și transpiră și aleargă și se zbat. Și tot ce le spun de fiecare dată este că dacă tot facem sacrificiul ăsta, să-l facem la maxim. Ca de fiecare dată, după fiecare antrenament, când ești pe teren, să zici că n-ai avut ce să dai mai mult, să ridici tacheta cât poți de mult, pentru că tot ce faci la antrenament se vede la meciuri. Iar obiectivul nostru cu ei de a fi văzuți, de a expune pe piață, să zicem așa, să-i vadă alte echipe, se vede mult mai bine acest efort dacă ei se implică foarte mult la antrenament. Este important să ajungă la antrenament, dar este la fel de important ce fac în timpul antrenamentului, pentru că e nevoie să fie tot timpul 100% și asta încercăm să scoatem de la ei. Multă boftă! El este Lucas, de la grupa domnului profesor Vlaicu, și ne povestește de ce nu are vacanță. Păi trebuie să ne pregătim pentru meciurile care vor urma. Sunt meciuri grele cu echipe de top. Și da, ce să zicem, trebuie să ne pregătim cât mai bine. Bun, și vacanța? Că tot la vacanță mă întorc. E jumătatea lui August, Dumnezeule. Am fost și în vacanță acum, dar pentru a face față trebuie să ne pregătim cât mai bine. Asta înseamnă că are fotbalul o prioritate în fața bucuriei de a fi liber, de a vă distra, de a vă bălăci, de a vă plimba cu bicicleta. Până la urmă, dacă vrei să îți îndeplinești visul, trebuie să muncești. Înseamnă că visul tău e să devin te vedem vreodat. Fotbalist înseamnă Liga 2, Liga 1, Real Madrid, Bayern München. Cât mai sus acum? Ce să zic? Nu știu, depinde acum. De viitor, de... Te uiți înainte așa și ce vezi? Ce să văd? Nu știu. N-am. N-ai așa o imagine, dar visul tău? Să devin fotbalist, clar. La cât mai sus, în Liga 1, în afară. Ai așa niște exemple pe care le urmezi, nu neapărat Ronaldo și Messi, dar te gândești, nu știu, la vreun copil care a plecat de la voi din Academie sau la vreun tânăr care e acum în Superliga și care te impresionează pe tine prin modul lui de a munci, de a fi, de a vorbi? Nu știu, la noi în Superliga mai puțin așa. În afară l-am pe Kimmich, de la Bayern. Deci înseamnă că joci și mijlocaș la închidere sau ceva? Da. Sau dreapta? Ce joacă mijlocaș la închidere. Mijlocaș la închidere. Ce să mai, Lucas? Multă baftă. Mulțumesc. Să te vedem antrenat de Kimmich. Îl avem pe domn profesor Ovidiu Niță. Bună ziua. Care antrenează fete. Da. Toată lumea antrenează băieți aici, dumneavoastră cu fete. Într-adevăr, am și o grupă de băieți, dar antrenez și grupa de under 17 feminin, cu care suntem angrenați în campionatul național, pe care îl vom începe undeva la 15 septembrie. Și suntem și într-un proiect cu Federația Română de Fotbal, numit Centre de Excelență în Fotbalul Feminin. Ok, încearcă să facă 5, 6, 10 orașe, capitale de regiune, cumva să strângă? Exact. Din păcate este foarte greu. Noi suntem pe primul loc, am adunat 18 fete la clasa de fotbal feminin, la noua clasă de fotbal feminin. Unul dintre licee a ieșit din proiect și a mai rămas numai 4. Tocmai de aceea, pentru că fotbalul feminin este mult mai complex. Cu câțiva ani în urmă stăteam de vorbă cu cineva de la liceu 6, spunea că au și acolo o echipă de fete? Nu știu despre ce este vorba, dar mi-a venit... La nivel de olimpiada aia școlară sau de concursul între licee? Cel mai probabil vorbim de ori de Cupa Timbarc, ori de Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Dar la noi au venit fete din toate zonele județului, avem din Roseti, din Pătrlagele, din absolut din toate și zonele. Și le ajutați, acum fac naveta, mă gândesc, cu antrenamentele, timp... dar când vor începe școala, vor rămâne la internat? Exact, pe timp de vară fac un efort pentru a veni la antrenamente, iar odată cu începerea școlii avem posibilitatea de a le caza acolo, ori la mini hotel, ori la cămin.
ceva nou totuși în Buzău cu fotbalul feminin. Încercați să atrageți nu numai copii să vină să joace, mă gândesc, deși e greu de păcălit fetele să lase, da, să lase TikTok și Instagram, fete de 16, 17, 15, nu? Da. Dar cred că trebuie să convingeți și mulți dintre părinți. Exact. Am început, avem inclusiv grupă de under 11, deci secția noastră de fotbal feminin cuprinde în acest moment 4 grupe. Under 17, under 15, under 13 și under 11. Deci am plecat de jos de tot, tocmai în ideea de a face un proiect cât mai bun, cât mai complex aici la noi, la LPS. De aceea și federația a investit încredere în noi. Care vin la 10-11 ani să reziste încă un an, 2-3 la regimul ăsta ca zon de școală, antrenament, exact, sport, semi-profesionist, dar totuși cu antrenamente aproape, exact, zile, zi, nu? Și să continui la așa. Anul trecut am trimis două fete la Liga a doua, adică deja au început să apară rezultate din punctul ăsta de vedere, iar cât despre grupele mici, la început este o joacă. Da, da, mai mult ne jucăm. Mai mult cred că visează nimeni, exact, titluri de campion, vicecampion, medalii olimpice sau alte... Exact. V-am spus să nu urmărim rezultate, ci urmărim ca să le dezvoltăm atât fizic cât și psihic și, bineînțeles, să vină cu mare drag. Domnul profesor, multă baftă! Și eu vă mulțumesc! Astăzi am fost la voi la bază, la LPS, și am vorbit cu toți colegii tăi profesori de la grupele de fotbal, cu toți antrenorii, erau acolo. Cu tine vorbesc după Supercupa pe care ați pierdut-o și zi-mi despre activitatea voastră de la LPS. Ce faci tu? Cum sunt grupele tale? Ce planuri aveți? Da, după cum bine știți, suntem o academie de top, antrenori de top, fost fotbaliști, arbitri. Încercăm să dezvoltăm cât mai mult posibil fotbalul juvenil al județului, prin posibilitățile noastre. Ne bucurăm că sunt din ce în ce mai mulți copii care vin la clubul nostru și copii valoroși. Eu am grupele 2014 și 2015, două grupe... Deci copii de 9 și 10 ani? 10, da, 9 și 10 ani. Copii care formează două grupe foarte bune. La fiecare turneu la care particip cu ei, mă clasez pe podium, dacă nu și pe primele locuri. Dar există presiune rezultatului la grupele astea de vârstă? Nu. Presiunea și-au format ei prin rezultatele pe care și le-au obținut. Și... Deci voi singuri încercați să dați cât mai mult, să obțineți cât mai mult? Asta pentru și... că până la urmă primiți doar medalii și diplome. Atât. Și satisfacția... Satisfacția rezultatului personal. Da. Și în timp satisfacția că, Doamne ajută, câțiva dintre ei or să ajungă la Liga a doua sau la Liga a întâi. Cum de fapt... Aveți deja exemplele voastre... Da. Îi motivează și faptul că Cristi Dumitru, că... Nu știu celălalt, Dumitrache, da, nu? Bogdan Daciu, sunt... Îi motivează și chestia asta? Da, le vorbiți de exemplul lor? Deci nu mai trebuie să vorbim că deja ei sunt cu social media foarte activ. Foarte activ și află unde a jucat ăla, sunt prezenți la meciurile Gloriei, Buzău, au poze cu ei. Noi i-am și invitat pe la noi, pe la bază, să... Cunosc, să intre un pic în atmosferă. Da. Dorința lor a fost să îi aducem acolo, să se bucure de ei. Și să le dea un imbold, uite mă, că de la LPS au ajuns să joace la Liga I. Da. Eu m-am ales să nu mai continui cu cei mari, pentru că trebuia să fiu la cei mari, dar tot vândut, valoarea noastră a scăzut și am zis să mă acces pe cei mici, să fac două grupe puternice.
da, și vei rămâne cu ei până ajungeți tot la fel, 14, 15, ceva 16, 17. Ceva de genul, da, la campionatele naționale. Deja ei au campionat 6+1 acum. Eu încerc să-i forțez un pic să joace la grupe mai mari. Nu, la grupe mai mari, un an de zile. De exemplu, 2014 o să-i bag la cei de 2013, iar pe 2015 la 2014. Nu ne interesează rezultatul, ne interesează să crească și să avem mai meciuri din ce în ce mai puternice. Presiune din partea părinților, că își văd copiii Ronaldo, nu știu ce, nu... Da, dar... Îi stăpânim, să zic așa, și la noi nu se pune problema de aceasta. Le limitați un pic. Le limităm, le și spunem de ce. În primul rând, ei sunt foarte mici copii acum. Mai sunt și părinți pătimași, dar cu argumentele noastre îi mai potolim și care înțelege bine, care nu. La un moment dat sperăm ca de la LPS să plece noul Messi sau noul Romy Căstan sau noul Cătălin Vlaicu? Da. Sunt, v-am spus, la grupa asta e prematur să vorbim acum, la grupa asta mea, dar sunt 3-4 copii care promit frumos. Acum, ce o să întâmplă? Ce o fi în viitor? Ce o fi? Doar viitorul știe. Nu garantează nimic. Multă pupat, numai bine.